numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată că deja postul mare și să se bată la ușă. Ce să auzim cântările care au început la strană, în duminica aceasta Pameșul Fariseului, încărări de mântuire, ușile pocăinței, iată că biserica ne cheamă cu toți, pe toți, la pocăință, să umblăm în cărările mântuire. Și bineînțeles că cărarea mântuirii este doar prin biserică. Și acum ne bată toți Sfinții Părinți, fără de biserică nu există mântuire. Cei care cred că se pot mântui în afara bisericii se înșală profund. De aceea vedem chiar în Evanghelia de astăzi, înfățișat în fața, și arătând în fața noastră, tabloul a două persoane care au mers la biserică ca să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt era vameș. Arătându-i prin aceasta că suntem obligați ca să mergem la biserică. Bineînțeles că unii vor veni la biserică atunci când nu se aducă altă. Dar nu o să mai fi niciun folos pentru dânsi atunci. Degeaba mai aduce. De fapt, dacă ar fi după rânduiala fixă a bisericii noastre, cei care nu vin la biserică regulat duminica și sărbătoarea, nici atunci n-au ce căuta în biserică. Ar trebui să se facă slujba în afara bisericii, ceea ce se face așa cum se face și sinucigașilor. Pentru că aceștia, de fapt, prin viața lor, s-au lepădat de biserică. I-au spus că cred în Dumnezeu, dar n-au nevoie de biserică. Sau nu le trebuie rost să meargă la biserică, ci la ușa biserică. Sau alte idei, că la biserică merg doar cei înapoiați. Că la biserică acolo, mă rog, judecând și spunând că preoții sunt cum sunt și câte și mai câte și așa mai departe. Dar când mor, atunci îi aduc alții și culmea tocmai la preoții aia pe care au criticat-o viața întreagă, ca să se roage pentru ei. Cei care toată viața i-au bajocorit și toată viața i-au clevetit pe toate drumurile și cărările. Și vin în biserică, unde nu considerau că era necesar ca să se dă atunci, se face totul așa ca și fariseul din Evanghelia de astăzi. De fapt, se face de mândrie și pală mai mult pentru cei care se face. Știți cum ar fi ca cu tare gospodar, om cu tare, cu bani, cu sare, să nu-l bage popa în biserică, mă rog, când vine cu mormântarea. Nu devine la estetic, știți? Apare urât în fața societății. Dar faptul că a trăit o viață întreagă în afara bisericii, fără să cerceteze biserica în duminică și sărbători, fără să fie cele ale bisericii, adică posturile, rânduielile care sunt ale bisericii, sărbătorile și celelalte, asta pentru el nu este o rușire. În adevăr, astăzi când rușirea a dispărut, când societatea s-a schimbat din punct de vedere al conceptelor de viață și de trăire, astăzi putem spune că aceste lucruri nu mai sunt o rușine. Era o vreme când atunci când era într-o parohie cineva care nu mergea la biserică, era considerat ca o oaie neagră, ca o rușine. Mi-aduc aminte, povestea odată părinții Bogdan, când era preot cel trei la parohie la Vilca, că exista un pot acolo în sat, adică o stradă, unde oamenii nu veneau la biserică, mai nimeni nu venea pe stradă și era la biserică. Și ce s-a gândit părintele să facă odată, într-o duminică, după ce a terminat utrenia, frumos, a luat consilierii bisericii, a scos prapurii frumos, și acum se scoate la o procesiune și crucile, și a plecat cu toată lumea din biserică, pe strada respectivă. Și a început să vadă la fiecare poate. La Ioan, ești acasă? Poftimu-te, poporul te așteaptă în drum, te îmbrați să vii la biserică, la slujbă. Bani baterie, și-a luat din casă în casă, toată strada respectivă. I-a scos pe tot afară din casă, frumos, de rușini, și după aia s-a învățat să meargă la biserică. Poate că ar trebui și astăzi să facem așa o nebunie și la noi, la unii, să mergem acasă, oprim după utrenii slujba, preotul îmbrăcat în vestinte, să mergem să batem la ușă, poftim, vă așteptăm domnului sau doamnă la biserică. Uitați, tot poporul vă așteaptă pe dumneavoastră, nu se putea face după dacă nu vrea și dumneavoastră. Poate așa vor înțelege unii cât de importantă este biserica, să vină la biserică. Pentru că atunci când ne aduc alții la biserică, degeaba îi mai aduce la biserică. Oricum, nu este de niciun folos, este doar un simplu spectacol care se face, un ultim spectacol, de paradă și de ochii lumii. Dar în realitate nu le ajută la absolut nimic. M-am spus eu, ceea ce se întâmplă, ne arată toate învățăturile și descoperirile Sfinților Părinți în care vedem cum va jocorez diavolul chiar la astfel de mormântări chiar pe preoți. Când preoții spun cu Sfinților din ești edisoase, Sfântul Adormitului sau Adormitei, dracii râd și se prăpădesc. Zice, încă mai curajul să-l numești pe acest ticălos sau ticăloasă cu Sfinții, tu nu știi că a trăit toată viața ca păgânii? Cum să fie păgânii ca Sfinții? Cum să fie necredincioși ca Sfinții?
Cum să fii netrebnicii, desfrânații și adulterii ca sfinții? Cum poți să fii ca sfinții? Cum poți să faci asemănare între sfinți și ei? De aceea, ceea ce să faci, am spus, este din nefericire astăzi doar o bajoculă pentru noi, preoții bisericii, și pentru creștinii care participă la astfel de turne. Înainte, era obiceiul la oameni care mergeau la biserică, nici ceilalți, nici vecinii, nici cunoscuții nu mergeau la mormântare. Erau îngropați exact așa ca pe sinucigași, pentru că așa au trăit, așa au viețuit, și bineînțeles, așa vor primi și pată nefericiții de dânsi. Dar iată că vedem aici în Evanghelie, este obligatoriu, necesar pentru mântuire mersul la biserică. Dar vedem aici, foarte important, din Evanghelia de astăzi, că la biserică nu se merge oricum. Vedeți? Spune clar Evanghelia de astăzi, este faptul cum am intrat în biserică cei doi. Iată, unul a intrat cu nesmerit, bătându-și pieptul cu pumnii, celălalt a intrat în biserică, semez, mândru, și a început să mulțumească lui Dumnezeu. Și mulțumea lui Dumnezeu, fariseul. Mulțumesc cu ție, Doamne, că nu sunt cei ca ceilalți oameni, că uite, eu dau zeciuială din ceea ce câștig, că eu uite, dau milostenie, că posesc toate posturile numite de peșteată și așa mai departe. Iată, vedem un lucru foarte important aici. Că temelia vieții noastre duhovnicești este întotdeauna smerenia. Nu contestă nimeni, nici chiar Mântuitorul Iisus nu contestă faptul că acest fariseu nu postea sau nu dădea milostenie sau nu dădea zeciuială. Deci iată, în o altă Evanghelie spune Iisus în următorul lucru: de nu va fi sosit de partea voastră mai mult decât a vamișilor și a fariseilor, nu veți intra într-o împărăție lui Dumnezeu. Întrebarea este în felul următor: acest om se lăuda cu niște fapte de care chiar le făcea. Mă cutremură că vezi astăzi oameni atât de mândri și îngânfați și care a căror dreptate nu prisosește mai mult decât a cărturarilor și fariseilor. Nu mai mult decât a lui. Întrebarea: câți dintre noi dăm aceștia parte din venitul nostru lunar, că dăm către, eu știu, biserică, săraci, și așa mai departe. Cât facem lucrul acesta? Cum făcea fariseul. Apoi după aceea, câți dintre noi posesc cele patru posturi și toate necuri și bine de creștian? Câți împlinesc într-o totul învățătura legii bisericești așa cum împlinea acest fariseu? Și atunci întrebarea: de ce ne mai mântuim noi cei de astăzi? De ce atâta mândrie în societatea de astăzi? De unde atâta îngâmpare în societatea de astăzi? Iată, dacă fariseul se mândrea cu niște fapte pe care totuși le avea făcute, din nefericire vedem astăzi un mulțime de creștini care se mândresc și nimic de ce se mândresc, că n-au nimic. Ăsta măcar avea și dacă se mândri. Și vedem că deși avea fapte făcute cu care să se mândrească, totuși, pentru faptul că nu avea smerenie, cum spune Evanghelia acolo spre sfârșit, că acesta a plecat neîndreptat la casa sa. Dumnezeu nu i-a primit rugăciunea pentru mândria lui. Vedeți dumneavoastră cât de gravă este păcatul acesta al mândriei, încât toate faptele bune, un om care postește, se roagă, zeciuială, face toate după dreptate, dar pentru faptul că se consideră în sinea lui că ar fi mai bun decât alții, pentru că faptul că consideră că are ceva de valoare în el, pentru lucrul acesta, iată, toate faptele sale devin fără de valoare. Nu le în fața lui Dumnezeu. Vedeți? Deci putem spune că puterea a tuturor faptelor bune și totodată valoarea tuturor faptelor bune este smerenia. Orice faptă bună care nu-i făcută cu smerenie nu are niciun fel de valoare. De aceea am spus, iată, acest om se mândrea pentru că avea fapte bune. Dar e și mai mare nebunia să vezi astăzi fariseii care se mândresc și care se gândesc cu ce se mândresc. De ce sunt atât de îngânfați și de mândri oamenii secolului 21 de astăzi? De ce? Ce așa fapte mărețe și bune au creștinii noștri de astăzi? Vedeți? Dacă spune, dacă fariseii și cărturarii dădeau 10% din venitul lor, către sărași și către templul Dumnezeu, nu ar trebui să dăm mai mult. Dacă ei poseau
cele două zile care erau la lângă, martea și joia, cum se bosea după legea iudaică, noi trebuie să bosim trei zile, lunea, miercurea și vinerea. Să fim mai mult decât au ei, așa spune, să fie mai mult decât de partea lor, nu? Apoi mai avem cele patru cursuri de creștian, avem după aceea ascultarea de biserică și toate celelalte care sunt. Celelalte rânduieli domnicești. Întrebarea le facem și atunci de ce ne mândrim? De ce venim în biserica lui Dumnezeu, de multe ori semeți și îngâmpat? De ce considerăm că în biserica trebuie să avem drepturi? De ce considerăm că în biserica lui Dumnezeu trebuie să ne impunem noi și Evanghelia lui Hristos? Și eu spun așa asta cu durere că de multe ori și aici în biserică am petrecut astfel de evenimente nefericite. Oameni care auz comentând în timpul predicii, comentând după aceea că nu le convine anumite învățături care s-au spus, iar biserici. Oameni care am avut ocazia, în experiența mea care o am în date de aproape 20 de ani de când sunt preot, venind, spunând cum trebuie să iasă preotul cu Evanghelia, chiar dacă după plăcere, unde trebuie să dai cu cădelință, să-i dai și lui, că și el vrea să fie tămâiască, să ar fi sfânt sau icoană, știi? Am auzit niște bazaconii că te crucești. Stai și te gândești, deci, ce din acești oameni în biserică cu astfel de pretenții și astfel de lucruri? Ce au? Sunt sigur că nu au nici măcar să plăcea acest fariseu față lui Dumnezeu. Nici măcar atât. De unde atâta mândrie și dorință ca ei să fie atât de prosăviți culmea și în biserica lui Dumnezeu? Când aduc aminte și teamă recent într-o carte, și teamă acolo că vine la un moment dat, la un părinte, vine un, mă rog, un creștin, dar care căzuse în această foarte urâtă a mândriei datorită, mă rog, unui vieț duce habotnic, domnicește, și avea la un moment dat descoperit vedenii, se considera că este nu știu cine și nu știu ce, și a venit la preot să se spovedească și părintele a spus, mărturisește păcate. A spus, nu am păcate. Cum ai păcate? Nu am păcate. Nu se poate să nu ai păcate. Nu se poate omul să nu aibă păcate. Și atunci preotul i-a spus următorul lucru. Dacă nu ai păcate, uite care e situația. Te duci frumos acasă, te duci la un fotograf, îți faci o fotografie. S-a dus la biserică. S-o punem acolo pe chetraport ca să se închine oamenii, care e icoană. Dacă mă tare, e sfânt, e fără de păcate. Culmea ironiei este faptul că acest om a mers acasă, în proces, și chiar așa a făcut. Și a venit la părinte când l-a răsat, se strângă o gura să scană. Bă, ăsta e chiar răstărit cu totul, repetit. S-a venit că-i dă o ritică să-l smerească, dar de unde? Cum spune, zică, totul nu știe decât de botă. Așa nu înțelege. S-a dus fotografia la părinte, uita, părinte, m-a dus fotografia. S-a stat și părintele ăsta, a făcut cruci și a fost asta chiar că nu ești în toate mințele cu totul. Vedeți? Până aici ajunge mândria aceasta a omului de astăzi. Se consideră încât unii, cât nu au nici nouă păcate. Arunc chiar, datorită mândriei acestea, să spună răului vine și vine rău. Pentru că, dacă ne uităm, putem spune că în secolul acesta al 21-lea, care a început, mândria este Dumnezeul unei mari părți din umanitatea lor actuală. De aceea vedem atâta răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. De aceea se caută a se pervertit morala creștină.